onorat auditor. M-am gândit că la împlinirea 500 de ani de la apariția liturghierului tipărit de ieromonahul Macarie, ar fi necesară o monografie. Pentru că despre liturghier s-a scris mult. Însă până în prezent niciun autor n-a abordat toate cărțile lui Macarie și numai din liturghier nu putem ca să distingem personalitatea sa ca tipograf. Eu n-aș vrea să vorbesc prea mult despre carte, pentru că domnul director Florin Epure, foarte generos, a sponsorizat tipărirea acestei cărți și văd că v-a oferit fiecăruia și desigur că citind-o veți sesiza mai bine realitățile care le cuprinde. Eu aș vrea să mă opresc asupra a două probleme mult controversate și discutate. Adică identificarea tipografului Macarie și locul unde s-a tipărit lucrările sale. Pentru că vreau să precizez de la început că toate cele trei cărți s-au tipărit în același loc. Deci, cartea are un studiu introductiv. Mie îmi place totdeauna când scriu o carte să fac un studiu introductiv ca să introduc pe cititori în ceea ce urmează să fie tratat. Eu niciodată nu mă gândesc că scriu cărțile pentru specialiști. Eu le scriu pentru începători și, în primul rând, și pentru mine ca să mă clarific. Pentru că, să vă spun așa, o problemă de suflet, pe mine mă preocupă Macarie Romonahul de când aveam 17 ani. Deci cartea aceasta am trăit-o, nu am scris-o acum ocazional ca să mă afirm cu ea. Când eram seminarist la Cluj în 1957, am vizitat Mănăstirea Bistrița și acolo măicuțele ne-au spus că s-a tipărit prima carte din țara românească. Eu am rămas foarte impresionat că am pășit pe locul acela sfânt unde a apărut prima carte și m-am gândit toată viața să urmăresc acest fenomen. Nu mi-am închipuit că voi ajunge să o tipărez la Bistrița. Dar se vede că Dumnezeu are rânduielile Lui. Deci, în introducere, eu am prezentat câteva probleme. După cum vedeți, de fapt, fiecare. Precursorii tiparului, perfecționarea tiparului, răspândirea tiparului, apariția tiparului slavon și introducerea tiparului la român. Aici ar fi ceva de stabilit. Se crede totuși că prima tipografie pe pământ românesc a fost în Mănăstirea Per din Maramureș. Pe la sfârșitul secolului al XV-lea era cel mai mare focar de cultură, după cum cred că știți, era și exarhat patriarhal, era sub jurisdicția Patriarhiei Ecumenice și stăpânea, avea sub jurisdicția acestui exarhat aproape jumătate Ardealul cu Maramureșul istoric și așa mai departe. Și acolo în Mănăstirea Persă au făcut primele traduceri în limba română. Acolo au fost profesori, au fost scriptori mănăstiresc și un tipograf, Schweipold Fiol, care tipărise la Cracovia primele cărți ortodoxe pentru românii ortodoxi și ucrainieni, în 1491 a fost obligat să-și înceteze activitatea și unele documente spun că s-a refugiat în Ungaria, unde și-a desfășurat activitatea. Deci, în Ungaria, în timpul respectiv, un centru ortodox nu era decât Mănăstirea Per, plus s-a descoperit un document în arhiva prefecturii din Sighetul Marmației, unde un jude nobiliar depune mărturie că în localitatea Giulești
se păstrează sau se păstra la timpul respectiv un penticostar care a fost tipărit la mănăstirea Per. Deci acestea sunt dovezi istorice și specialiști în istorie, ardeleni de la Cluj, de la Sighetul Marmației, care se ocupă cu această problemă, afirmă aceasta. Deci, cam atunci ar fi apărut cu câțiva ani înainte de Macarie cărțile de la Per de Maramureș. Apoi urmează lucrarea și am spus, e romanahul Macarie tipograf român. Date noi nu avem altele despre tipograful Macarie decât cele trei cărți tipărite. Însă, studiind aceste cărți, noi putem să observăm câteva lucruri. În primul rând, el era de formație venețiană. Acolo învățase arta tipografică. În al doilea rând, el a folosit manuscrise românești pentru tipărirea celor trei cărți. În special, manuscrise de redacție moldovenească în grafia ieromonahului Gavril Uric. Nu mai vorbesc despre liturghie, nu vorbesc despre octoii, nu despre tetra evanghelie, pentru că toate acestea le cunoaște. Aș vrea să stabilesc sau să vorbesc despre identificarea tipografului Macarie. Aici a fost emisă foarte multe ipoteze. Unii pro și alții contra. În general s-au negat, s-a afirmat. Dar niciunul n-a adus un argument sau o dovadă plauzibilă să înlocuiască pe acel. L-am negat pe Macarie cu tare să-l înlocuiesc cu al Macarie. Nu s-a făcut așa. Eu am o metodă de lucru. Îmi place să demolez tot și apoi să iau de la zero. Pentru că numai așa se poate ajunge la o realitate. Prima dată Macarie românul sau Macarie tipograful a fost identificat cu Macarie muntenegreanu. A fost o afirmație a lui Dobescu, făcută la repezeală, fiindcă știa despre tipăriturile lui Macarie muntenegreanu, însă din cercetarea comparativă a lucrărilor nu există absolut nicio asemănare între tipăriturile lui Macarie din Muntenegru sau Macarie românul. Plus, nici sârbii nu și-l asumă pe Macarie tipograful din România. Chiar unul îl numește Macarie românul, der rumenischer Macarius. Deci, plus, documentele arată că Macarie muntenegreanu ar fi murit la 1496 în mănăstirea Obod din Serbia. Apoi a fost identificat cu Macarie bistrițean. Într-adevăr, că la 1492 apare Macarie de la Bistrița, starețul, cărturar, mare om de cultură, era profesor la școală, era avea o serie de ucenici care s-au remarcat în viață, printre care și Neavăie Basarab. Însă, într-un studiu, care a apărut acum câțiva ani cu ocazia aniversării 500 de ani de la înființarea Episcopiei, am demonstrat că acest Macarie bistrițeanu a fost ales episcop la Râmnic,